foarte frumoasă. Păi e frumusețe, mane, are lumea semănare. Fără număr, fără număr, fără număr. Mireasa mea face nani. Doarme exact ca o păpușă. Măi, doamne, toată noaptea n-am dormit, uite așa m-am ferbelit. Mă emoționa rău de tot. Da, el încă mai încearcă să-și ascundă emoțiile și eu m-am avut dărnic. El la fel ca tine. Eu nu pot să le ascund. Ai lacrimile alea care înseamnă totul pentru mine. Asta înseamnă că vă iubiți pe bune. Păi mândra-i tata cu fecior și pe soare și pe nor. Însă tatăl cel cu fată mândru este vremea toată. Că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Pe-ți paharul, e drag să trăiesc. Sus paharul, iubiți prieteni! Suntem în Vrancea, acolo unde s-au născut Moș Ion Roată și Unirea, arhitectul Ion Mincu, inginerul Angel Salini, doamna Leopoldina Bălănuță, vinul de Focșani, legenda Babei Vrâncioaia și circa 400.000 de locuitori în viață. Printre aceștia din urmă se numără Denisa și Laurențiu, mirii de astăzi. Ea, relativ minoră, 17 ani. El, cu 6 ani mai în vârstă, a ajuns deja managerul unui magazin din Londra. Probabil că acesta este și motivul pentru care astăzi seară o să ne bucurăm de prezența lui Nicolae Botgros și a lui Ionuț Dolănescu. Dar vom începe cu alte două celebrități, ceva mai puțin vesele, atunci când cruda soartă le aduce împreună. Amândoi. Hai, bună dimineața! Bună dimineața și ție! Ce faci? Bine! Tu, ce faci? Mă relaxam până să vii tu! Și eu aveam o zi frumoasă până să te văd pe tine. Dar tu ce faci îmbrăcat așa? Sens că mă relaxez, piscină, frumos, liniște. Uite cu ce loc papuci? Superb. Vrei să mergi în papuci la mire? Astea-s hainele mele, mă, nu sunt hainele de nuntă. Ah, mă gândeam eu. Într-adevăr. Am două chestii să spui. Să fii îmbrăcat așa de... Ascultă-mă un pic. Unu, e prima oară când te-ai îmbrăcat și doi, e tot prima oară când ești gata înaintea mea. Eu sunt serioasă, sunt punctuală, da, așa. Serioasă, punctuală, uite, beau limonada asta, da. Și mă duc la mireasa mea. Îți dau avans, poți să pleci tu înainte, du-te, strânge zestre dacă ești în stare, împrietenește-te cu mirele, cu mireasa, cu cățelul, cu cine vrei. Hai, lasă-o încolo de vrăjeală. Apropo, tu ai observat că la toate nunțile astea la care am mers, majoritatea mirilor practic s-au cunoscut pe Facebook. Da. Îți dau mesaje. Tu ai Facebook? Pe bune? De ce? Tu n-ai? Ba da, dar vreau să te blochez. Da, mă blochezi sau să-mi dai bloc? De tot. Bloc de tot. Da. Uite, frate, că oricum eu nu te urmăresc pe tine. Păi ce, credeai că te ciupesc? Cu tine plus sau minus, mie tot una, să știi. Ai, unde, bă, că ai 10 toți? Da, lasă că știi ceva. Apropo, apropo de Facebook, ai citit povestea mirilor? Păi cum să nu citesc povestea? Ea nu i-a răspuns imediat. L-a lăsat o zi, dar perfelit așa. Nu i-a răspuns, dar în același timp, ea a fost prima care s-a gândit că ar vrea o relație cu el. El încă nu se gândise la treaba asta.
Noi, femeile, suntem serioase. Noi ne gândim la viitor, la stabilitate, la familie. Da. Voi, bărbații, doar încercați și când vedeți că se întâmplă ceva mai serios, fugiți ca potârnichile. Unde, bă, că el n-a fugit, m-a plecat la Londra pentru că el acolo muncea. El, da, o excepție. Da. El, într-adevăr, o excepție, un băiat serios, s-a dus să muncească. Și ea s-a dus după el, nu el după ea. Frumos, frumos, îți dai seama ce mire asta. Da, și ce mire, că tânără, să te duci după el înseamnă că ai după cine să te duci. Așa este, tânără, și decisă. Tânără. Să iubesc. Da. Asta înseamnă iubire. Da, mă, mirii sunt senzaționali. Da. Știi ceva? Mă duc și eu să mă pregătesc, mă duc să fac și un duș, mă să mă bărbieresc, să mă fac frumos, tu du-te înainte, ești îmbrăcată. Gata, hai, ne pleacă că eu am niște... Sigur. Lasă-mă și pe mine să... Lasă-mă să trec, te rog, mă duc în cameră, mă eu fac... Eu să te las pe tine să treci. Eu mă duc în cameră, acolo e camera. Da, și acolo e ieșirea. Păi și ce treabă am? Păi eu treci, ce treabă am cu tine? Treci tu, că m-ai nebunit, hai, treci tu. Frumoasă. Proaspăt spălați, coafați și elegant îmbrăcați, Grațiela și Mihai, în ordinea frumuseții, își iau în primire mirii alocați. Ați văzut? Mihai a intrat la apă. A zis că vrea să se relaxeze și eu l-am ajutat. I-am dat o mână de ajutor. Dar ce văd eu aici? Mamă, ce pregătire! Am ajuns bine! Am ajuns la mireasa mea acasă! Am venit la mirele meu, care e un mire nou și un mire senzațional. Laura, hai să vedem pe unde e, hai să vedem ce se întâmplă. Văd o curte frumoasă, văd o casă superbă și pregătită, cu flori la intrare, cu tot ce trebuie. N-aud muzică încă, dar poate am venit eu prea devreme, cum fac de obicei, cu toate că i-am dat avans colegii să ducă ea. Bună ziua, ce faceți? Vă așteptam! Eu sunt Grațiela. Eu sunt Daniela, soacra mică. Sunteți mama miresei? Da. Așa tânără și așa de frumoasă. Da, mulțumesc. Doamnă, dar spuneți-mi, la ce vârstă v-ați căsătorit? La 15. A, și cum e să fii mireasă la 15 ani? Da, ok, foarte bine. Cum e să creșteți un copil la vârsta de 15 ani? Ajutată de părinți, bineînțeles. De părinți, da. Și acum a venit rândul Denisei să se mărite. Sigur că da. Vă salut, vă salut. Să trăiți. Păreți socru mare pentru că sunteți mare. Da, sunt, a, la propriu și la figurat. Să trăiască socru mare, ce faceți? Uite, ne bucurăm de ziua de azi de eveniment. Da? Veniți, doamna, aici, voi da vorbiți de acolo, veniți aici, să rămână. Bunica. Bunica? Bunica. Ce frumos. Doamnă, vă pleacă fata de acasă. Da, așa este. Important e să fie ea fericită, este fericită, alături de ginerele. Da, apropo de ginere, vă place ginerele? Da, foarte mult. Ia spuneți-mi așa câteva calități. Primul rând este prezentabil, este frumos, este respectos, bine educat. Și cam atât, are un suflet deosebit, de frumos și bun. Despre mireasă ce părere aveți? Că a sosit momentul acela. Mireasa cu minte, frumoasă, să-i placă lui, să înțeleagă bine. Dar repede. Mireasa numărul 1. Bă, bunica, vină cu așa, bunica. Bunica, că v-ați gândit toată viața cum o să fie fata care o să trăiască cu nepoțelul. E exact cum v-ați dorit-o? Da, este perfect. Este perfect, este o fată bună. Are casă, grijă de el? Da. Muncitoare? Da. Muncitoare, da. Îi face de mâncare mâncarea lui preferată, care este? La comandă. Îi face la comandă. Care e mâncarea lui preferată? Friptură. Da. Pe fund tăiată. Așa. De porc. Dumneavoastră îi făceați când era mic? Da. Doamne, vă dați seama că este cea mai importantă zi din viața ei? Da, îmi dau seama. Pasul acesta pe care ea îl face astăzi, practic este un pas spre maturizare. Da, așa este. Credeți că e pregătită? Nu știu, dar se pregătește pe viitor. O să se pregătească. Cum vă înțelegeți cu ea? Atât de tânără cum sunteți. Sunteți ca două prieteni? Da. Cele mai bune prieteni? Cele mai bune. Dați-mi voie să vă felicit. Mulțumesc. Mi se pare relația perfectă între o mamă și fata ei. Așa este. Se poate? Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, stai să vin și eu aici lângă tine. Să, n-am știut că și mireasa aici să rămân. Oh! Asta e rochia ei? Da. De la nunta noastră? Da. Păi și ce caută la tine? Păi așa sunt tradițiile la noi. Așa? Noi trebuie să o trimitem cu feciorii din sat, să o trimitem la ea acasă. Ah. Ea la rândul ei mi-a luat cămașa
Și ala, deci, asta e o cămașă așa de zi. Da, de zi. Cămașa ta de nuntă e la ea. Da. Și tu trebuie să-i trimiți rochia ei, rochia mireții, și ea cămașa și ție. Da. Așa se face aici? Așa sunt tradițiile la noi. De ce ai emoții? Am emoții deoarece este o zi foarte specială pentru mine, este ceva unicat și sper să fie totul bine și să iasă cum trebuie. Păi nu are de ce să nu fie bine, de ce să nu iasă totul cum trebuie? Sper să nu mă las copleșită de emoții. Zi-mi cum v-ați cunoscut. Păi noi ne știam de mult, pe Facebook. Dar nu am interacționat până când mi-am luat inima în din. I-am spus că da, aveam emoții și i-am zis dacă vrea să meargă cu mine în viața asta, să-mi fie alături. Da. Și a zis da direct, da? Da. Cum e ea? Zi-mi despre ea. Cu ce te-a cucerit? E o fată foarte cuminte, o deșteaptă, ne înțelegem din priviri. Nu am ce să-i reproșez. Am văzut rochea aceasta pe pat, foarte frumoasă, dar pe tine vine și mai frumos. Practic, tu pui rochița în valoare, să știi. Mulțumesc. Ești foarte frumoasă. Cum e? E foarte... Poți să stai jos? Nu prea pot să stau, dar mă străduiesc. Este puțin grea, dar e ok. Viora! E frumos!
pijama. Și într-o noapte de seară, și într-o noapte de vară, cea mai frumoasă domnișoară. Frumoasă, frumoasă, lor, mă pușa Barbie. Cum e mireasa? Este exact femeia pe care și-a dorit-o mama lui? Să-i dăm lui Laur să bagă în lada de zestre, să... Ce vreți? Să-i dăm? Dăm mașina? Mașina, da, ce mașină, da. Hai mă, să-i dăm mașina, da. Mai pun ce mai pune la gândă, mai pun ce ceva ce mai punga aia? Pune și tu are ceva. Are în pungă, în dormitor. A? Cât e nevoie? Păi cât e? Cât e nevoie? 10.000. Hai 1.000 acolo, 10.000. Cât ai zis? Nu, 10.000 să nu exagerăm. Să nu exagerăm, pune 8. S-au scumpit gazele, electricitatea. 1.000. Îți las ție, gazele, dă-ne bani. 1.000. Bravo. 1.000. Te duc eu în America și scoatem de acolo din America. Așa, aici ce avem? Ce dăm? Aici? Ce dăm? Că a dat 1.000, trebuie să meargă mai mult la mine, da. Că, nu? Tu americanul dăm în dolari. Eu dau 3.000 de dolari. 3.000 de dolari cu 1.000 pe galop. Stai așa, tu că încă n-ai... Ascultă-mă, tu dai cel mai mult că eu încă... Dau, încă nu, stai mă, încă nu dai la femei. Păi noi da, care dăm la femei nu mai avem. N-am cățel, n-am purcel, 5.000 de mărci. De mărci? Nu, stai neamț. Bă, Klinsmann, bravo, stai acolo. Așa, bravo, hai că ăsta a dat bine. Ăsta se însoară primul. Te aud, femeile nici nu mai trebuie să le chem eu, că vin singure. Vin singure. Păi da, da, mai bine. Poți zi tu, că tu aici te simți. Deci noi rămânem la mașinică. Da, mașinică de care? De teren, de ce? Nu, hai să nu ne zăpăcim. Nu, o limuzină. Da, e deja... Nu, nu, limuzină de aia, adică de patru uși, adică. Mașina normală. Da. Cam cât valorează o mașină? 7.000, 8.000, 10.000. 10.000! 10.000. Gata! Bă, te pup, trăiască frații mei, am strâns bine ce am strâns. Pentru fata dumneavoastră, în această seară, să fie câștigătoare. Să punem și noi ceva în lada asta de zestre. Punem tot ce trebuie. Punem tot ce trebuie. Să câștigăm. Ce ar trebui? Să câștigăm. Așa, o chestie. Puneți acolo. Nevasta, ia e. Nevasta e ceva? Ia e ceva. Ce îmi dați să pun în lada de zestre? Eu m-am gândit o geantuță cu bănuți. Țineți un pic microfonul, vă rog. E foarte cald aici. E foarte cald. Sunt foarte fericită că echipa Se Strigă Darul este alături de noi la nunta noastră. Și le mulțumesc totodată că au sosit la noi. Uite, Mihai, ca să nu mai zici tu că n-am imagini, că nu fac, că nu drec, eu zic mai bine să stai la piscină, să te relaxezi, că în seara asta nu te văd bine. Ia, uite așa, arunc la mișto niște bănuți, măi, Mihai. Stai așa că n-am terminat. Ce crezi că am terminat? Stai că te mai plictisesc cu niște... Ia, uite. Uite cum mă plictisesc eu să pun banii în lada de zestre. Vezi, măi, Mihai, măi? Mai aducem dacă mai trebuie. Mai aducem. Mihai, auzi, mai aducem, iau-te. Fără număr. Hai mă, la urmă, zi-mă, ce facem? Ducem la mireasă, ce acum, ducem aici? Acum ducem pantofi și da, rochița. Da. Să se îmbrace mireasa și ea trebuie să-mi... Rochița, să știi că deja au băgat-o în mașină. Da, da, cum să, e foarte mare și frumoasă. Și trebuie dusă cu mașina. Băieții merg cu rochia și cu tot ce trebuie? Da, da, da? Băieți. Mă duc cu ei ca să fiu sigur că ajunge fii, tot ce trebuie, da? Tu ești omul meu de bază. Gata, acolo, păi drum, da, gata. Și ți-a dus și cămașa, eu? Da. Gata, hai să mergem? Îmi promis, da? Da, pe cuvântul meu de onoare. Aplauze pentru mirele meu, bravo! Bravo! Laurențeu este un mire impecabil, pot spune.
Este foarte frumos, radiază de fericire, eu așa îl văd. Asta, aplauze, bravo! Să aruncă petalele, nu? Să-i fie viața, numai zahăr, numai miere. Frumos. Mergeți cu noi sau rămâneți să aveți grijă de ăsta, micu? Să aibă un drum presărat cu flori. A, ce frumos. Cu bucurii. Hai, soacra mare, hai, soacra mare. Hai, o iau băieții că trebuie să ții microfonul. Da? La pomână, așa, uite așa. Așa. O lași pe mâini bune, să știi. Gata. Gata. Ești omul meu de vază. Da, vin cu gămașa, da? Te pup, gata, hai să mergem. Hai băieții! Haide băi! Uite ce gașcă am aici, fii atent! Stai așa ca să și vorbim! Auzi, Azim, vin la mijloc sau mergem până la Mireasă? Trebuie să mergem până la Mireasă! Cât facem până acolo? Păi avem de mers cam aproximativ un kilometru. Un kilometru? Nu-i mult! Nu-i mult, că se face bani, înțelegi? Pentru bani poți să mergi 2 kilometri. Păi ce bani? Să dă-și pagă la cămașă, să dă-și pagă la rochiță. Păi cine ia banii, tu? Noi! Păi și cine dă banii, Mireasa? Mireasa! Crezi tu că dă banii? O să vezi acolo, show! Păi da, bă, dar e colega aia mea care aia e zgârcită. Aia nu dă nimică. Da? Da. Nu-i problemă. Grațiela e foarte zgârcită. Nu-i problemă. O facem noi, să dea tot. Bă, sigur? Sigur. Îmi pun bazele în voi. Sigur, 100%. Ia-o-te acum. Ia, luăm bazele. Hei, scoate banii, bă. Ești la canal de. Scoate banii. Scoate banii că ești la canal de. Ești la canal de. Hai, fă. Trebuie să dai banii. De parcă ai văzut fanfoară. Bă, plată, că ești la canal de. Hai, scoate banii, hai, lasă vrăjeală. Scoate banii. A apăsut fanfoara, scoate banii. Fii atent că dă. Bravo, te pup, sănătate, Doamne ajută. Sănătate, bravo. Hai că am luat ceva. Nu mult, dar da. Deci, un milion cât a fost? Un milion. Bun. Până bun, la Mireasă. Hai, stop. Scoate banii. Sănătate, fericire! Salut, Ioane, Ioane! Ioane, scoate banii, dă-ne lire, dă-ne orice! Dă-ne, Ioane! Dă-ne, mă, Ioane! De la rochiță aici! 100 de lei de la John! De la John, 100 de lei from London! Să trăiți, sănătate! Ce faceți? Cu petrecerile pe aici, pe la noi. Bravo, pe la... noi mergem la Mireasă, trebuie să ducem rochia. Așa. Dar și că dacă vedeți asta, trebuie să dați ceva. Păi, le dăm la băieți, că băieții... Da, bravo, hai să le dăm ceva la băieți. Dăm și că vorba aia, mergem, ei sunt plăcăii mirelui. Dăm și lor două apă minerală. Ia uite! Bravo! Bravo, mulțumim frumos, sănătate! Sănătate! Dă lumea bani, ai văzut? Așa se face aici. Oprește mașina frumos, dă banul. Ca așa se... Uite, încă o mașină. Mă rog, dacă nu fuge. Ia-l, bă, încet. Stai, mă, dă-te un pic. Ce faci, tata, te pup? Scoate ceva de acolo. Uite, bravo. Sănătate, bravo. Bravo, bă! Bravo, bă, băiatule. Cum vede cineva sodie, nu scoate banii? Nu știu de ce. Evenimentul va fi unul nemaipomenit. Ne-am pregătit foarte mult cu toți, împreună cu socrii, cu mirii, ca totul să iasă așa ca la carte. Trebuie să se joace rochia, e? Să jucăm rochița Mireasei, să luăm și noi bănuții de la ea, să ne bravo, simțim bine. Bravo. Pentru fratele meu, Ginerica, că îi strângem banii aici. Pentru Laur, bravo. Da, pentru Laur, fratele meu. Când eram mic cu el la școală, îi furam Eugenia. Pe bune? Pe bune, pe bune. Băia mișto. E băia mișto, frate, e băia de zahăr. Tot da. Caracterul are cel mai dulce. E Mireasa? Nu e Mireasa. Nu e. Asta cu sticla de șampane. Hey!
reușit! Ai reușit să intri sub fruța unei femei! Mai stai mult aici? Nu, că e prea cald aici! Nu mai rezist! Părerea la cald e prea cald, să zic sincer! Adevărul este da. Că nu mă așteptam din partea ta! Hai, scoate banii, că trebuie să luăm banii! Să rezist prea mult! Hă, Mireasa! Ce e Mireasa mea? Pup, să rămână! Să rămână! Ești Mireasa? Da! Păi și rochia asta cu ea asta, mare? Păi și rochia asta, mare, cu asta e? Păi și cum să-ți vină rochia asta? Asta e pentru un grup. Așa sunt zânele. Bă, dar ce mireasă frumoasă. Este da. Și frumoasă și dulce da. Și tânără. Da, să rămână. Stai să vezi pe mama ei, zici că sunt surori. Păi da, cred. Miresică, să știi că am înțeles că noi ți aducem rochia și băieții ăștia trebuie să ia ceva bani dacă joacă rochia. Da. Așa se face, nu? Da. Cine dă banii? Mireasa. A, tu? Da. Păi n-am mai văzut așa ceva nicăieri să dea Mireasa bani. Fii frumoasă, deșteaptă, da, duce da. Și cu mulți bani. Și dă și bani. Da. Mamă, bine. Deci mirele meu s-a băgat bine. S-a băgat bine. Și eu m-am băgat bine, dar e cam cald aici sub rochie. Auzi, hai că stricăm cocul Mirese. Hai dreptate, hai să ieșim un pic. Hai să ieșim. Bă, ce mireasă mișto. Zim despre Mire, că te-am prins. Eu știu de la el totul despre tine, dar zim și tu despre el. Ce simți tu pentru el? Cum ți se pare el? Mi se pare cel mai frumos, el. Cel mai deștept. Da. E unic. Da. Așa? Te iubește mult, zic. Mihai, ce cauți tu lângă Mireasa mea? Păi am adus rochia. Ai auzit că are bani și imediat te-ai lipit de ea? Normal. Te rog eu frumos, poate-l treabă și noi te reținem. Mă duc cu băieții cu rochia. Dar pentru ea e rochia, mă. Păi pentru ea. Da, păi să vină și ea. Dar ea e de partea mea. Da, păi dar încă nu știe unde s-a băgat. Da. Lasă-o mai. Acum că m-a cunoscut, hai să mai întrebăm. Mersi frumos, te pup. Fericiți sunt oameni tale, fericiți. Cea mai fericit mă rog, că mi-ai dat de el tot ce mi-a dorit. Copilașii mei, băierașii mei. Și nevasta mea, fericita mea. Fericiți sunt oameni tale, fericiți. Să fugim. O luăm, ne urcăm în mașină. Hai. Miresică, nu mai da, mă, nu mai da. Păi Miresică, da. Tu unde te duci, că noi trebuie să mergem să-l îmbrăcăm pe Mire și tu să te îmbraci în rochie. Merg și eu cu voi. Vrei să-l îmbraci tu, să fii sigură că nu-l îmbrac alta. Da. Deci tu te îmbraci, el se îmbracă, după aia ce urmează? Apoi veniți voi cu nașii la mine. Iar venim aici? Da. Păi nu mai, pe drumul stăm? Trebuie să mă îmbrăcați cu coronița, cu voalul. Am înțeles. Bine, așa o să faci. Da. Dacă zici tu așa... Să-i transmit soțului meu. Aia, da, aia vreau să zic. Ce să-i spun? Că-l aștept cu mare drag. Da. Și că mi-e dor de el. Deja? Da. De cât timp nu v-ați văzut? De-aseară. Nu v-ați văzut de-aseară? Da. Mamă. Eu nu înțeleg un lucru, doamnă. Da. Eu nu înțeleg.
Da, dar noi dăm cămașa pe degeaba. Păi, asta e tradiția, nu știu. E că tradiția asta, doamnă, e că tradiția asta e făcută de un bărbat. Da, sigur. Acum jucăm cămașa, nu? Da. O joci și tu? Da. Hai. De ce spun așa? Pentru că mireasa mea face nani. Să nu o trezim încet, încet. Doarme exact ca o păpușă. Acum se vede frumusețea. Ori a dormit pentru că este foarte obosită, foarte stresată, ori este atât de relaxată încât și-a permis la propria nuntă să facă nani-nani. Așteptăm prințul să vină, să o pupe, să o trezească. Cum se simt nașii astăzi? Minunat! Nașule! Ați venit de la Londra sau de unde ați venit? Am venit de la Dubai cu oprire în Londra. Cu oprire în Londra. Vino cu mine. Acum facem transferul din Londra spre Dubai. A, vă mutați de la Londra la Dubai. Suntem în proces, corect. Ce frumos. Mulțumim. Cu mine de unde vă știți? Ne știm, ei au lucrat cu noi în afacerea noastră. La Londra? Da. A, frumos. Finul meu văd că se simte foarte bine astăzi. Este în elementul lui, să zic așa, și asta mă bucură foarte mult. Nașule, eu vreau să iau niște zestre de la tine, că trebuie să-mi dai și tu pentru finul ceva. Nici o problemă se rezolvă. Că ce-mi dai, ce-mi dai? Ce să punem către zestre, corect? Ce vrei tu, nașule, ce vrei tu? Habar n-am, puțin acolo, că dacă te muți la Dubai înseamnă gai, că rimează. Case, mașini, palate ăsta. Noi deja i-am spus că el are o vacanță în Dubai. A, păi lasă-mă să-i o dau eu. Din partea voastră. Corect. Vacanța în Dubai e din partea voastră, dar o dau eu. Ok. Da? Pe română, vă mulțumesc mult de tot. Așa trebuie să trezim prințesele. Bună dimineața. Bună dimineața! Ce face frumoasa adormită? Foarte bine că ai adormit, acum te-ai refreșuit și eu zic să mergem să ne îmbrăcăm. Adică să te îmbraci, pentru că ajunge mirele. Aplauze pentru Ginerică! Bine, bă, Ginerică, bravo! Noi doar prin nași e plăcul ce-am găsit să-i fac o mântă filmei. Să-mi răbănesc inima în mine. Să nu zici că te spală pe picioare cu vin. Da, mă spală pe picioare cu vin, da. Ce frumos! Îți ies picioarele roze? Da. Roze îți ies picioarele, pe cuvânt? Ce ai făcut la vinul ăla, mă? Ce, te pișcă, te pișcă? E opărit! Auzi, dar să simt bine picioarele, uite! Au început degetele să danseze! Mamă, ce e acolo! Bravo! Te spală! Măi, doamne, toată noaptea n-am dormit, uite așa m-am ferperit. Gata, pune și apă. Emoția că n-așteptam în ziua ca sa. Am inima fericită. Uite, mă, plăcăi, cum te spală, cum te ajută.
Socru mare, îl dezbracă de tot? Nu chiar. Ce simte socru mare în momentele astea în care îi dă seama că băiatul pleacă la casa lui? A, bucurie, fericire. Ce poate să-ți dorească un părinte mai mult dată de la copii? E și o durere mică în suflet că pleacă de acasă? A, nu. Tot lângă mine, la coasta mea. Practic toată viața o să aveți grijă de ei. Bineînțeles, eu pentru ce muncesc? Ce frumos! Sunt în putere și pot să muncesc pentru ei. Pentru alții n-am pentru ce muncesc altceva. Și mai mi-a plăcut ceva. I-a spălat picioarele cu vin. Așa e, să-i meargă în viață așa bine. Așa se face. Să-i meargă în viață bine. Ce frumos. Să bagă banii la ciorap, să bagă banii la ciorap. Și la dreptul, da? Da, la amândoi. Hai da! Cu cămașa? Pantalonul. Ești absolut superbă! Ai o roche extraordinar de frumoasă și de spectaculoasă. Cum te simți? Mulțumesc frumos! Mă simt foarte bine, am foarte mari emoții. Ești ca o zână, chiar ești ca o zână. Uite, te așteaptă lumea! Pentru tine e această primire! Ușa! Astăzi noi facem pizza, când mireasă e Denisa. Faceți loc la regină, faceți loc la mine, zica noastră în păcasă. Mergem acolo pe scenă. Dar ce frumos, în costume populare, gașcă, frumos. Tradițional. Românesc. Ai văzut rochia, n-ai văzut mireasa? N-ai văzut mireasa în rochie? N-am văzut mireasa în rochie. Așteptăm. Ce o să faci tu când vezi mireasa în rochie? Sunt tare cu emoții, îți dai seama. Cred? Da. Vezi că zic o chestie, arată bine rău în rochie. Da. Păi eu zic. Și eu cred. Ai făcut o alegere bună. Da. Sunt foarte nerăbdător să o văd pe Denisa. Cred că o să fie foarte frumoasă, foarte încântată, foarte fericită. Ceva a fost foarte frumos, pentru că s-a organizat foarte bine. Vine mirele! Ești emoționată? Da! Îți bate inima? De tot sufletul! L-ai văzut îmbrăcat în costum? Când am mers la probă. Doar atunci. El te-a văzut pe tine în roche? Doar la probă. Doar la probă, da. Dar în splendoarea ta de astăzi nu.
9. Spune-mi ce simți în momentul ăsta că-l vezi. Fericire, foarte mare emoții. E bărbatul visurilor tale. Este bărbatul visurilor mele. Este nunta pe care ai visat-o tu? Da. Ești fericită? Sunt foarte fericită. Ești cea mai fericită? Cea mai fericită! Maaa! Familia lui și mine zica noastră! Ia să vedem! Socru mare, soacra mare! Aplauze! Bine a venit, Ginerică! Bă, ce mireasă frumoasă! Foarte frumoasă! Așa ceva! Mai rar! Era momentul mult așteptat! Ce facem acum? Ce îi spui acum ca să poți să o iei? Trebuie să-i faci o declarație de dragoste? Să spui exact ce simți pentru ea? Eu simt foarte multe pentru ea și îi spun doar un simplu te iubesc, dar lucrurile scumpe, lucrurile scumpe se găsesc în cantități mici. Frumos! Mihai, dacă el a spus câteva cuvinte frumoase despre mireasa lui, aș vrea să-i spună și ea lui o declarație de dragoste. Ești foarte frumos. Când te-am văzut, m-au luat emoțiile și să tremur. Și te iubesc. Și eu te iubesc. Mireasa are lacrimi în ochi, zic sincer. Iubire maximă, 100%! Dacă tu o pupi, începe sistemul, dar doar dacă tu o pupi cum trebuie, să înceapă sistemul! Hai! Laurențiu și Denisa se potrivesc de minune, sunt ca două picături de apă. Măi, Doamne, să aveți tot ce vă doriți! Avem lacrimi în ochi! Da! De ce? De emoții! Și de fericire! Deci te-am văzut de când a venit el! Te emoționa rău de tot! Da! El încă mai încearcă să-și ascundă emoțiile și eu m-am avut dărni. Eu nu pot să le ascund. Ai lacrimile alea care înseamnă totul pentru mine. Asta înseamnă că vă iubiți pe bune. Sigur. Ce frumos. Cum ți se pare îmbrăcat așa? Mine, l-am ajutat și eu, dar nu asta e important. E foarte. Cum ți se pare acum îmbrăcat așa, mirele meu? Foarte frumos. S-o iubești toată viața. Nu există cuvinte. La sentimentul pe care îl simt. I-a dat cu inima de tiță. Sigur că da. Văd că fiecare are totul, el cu timpul ei și ea cu el. Așa și-a dorit Denisa. Da, așa și-a dorit Denisa, da. Mă simt bine, mă simt foarte bine, sunt împlinit, sunt fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ieșit cum am vrut, pe plac. Fericire și zile. Soacra mică, tânără și frumoasă ca mireasa. Da, mulțumesc. Cum a vrut soacra mică. Asta e nuntă. Are emoții, are lacrimi în ochi. Un pic. Nu, are mai mult. Emoții, da. E o dragoste frumoasă între ei. Așa este. Ce spune soacra mică? Nimic. Despre frumoși ăștia doi. Frumoși, foarte frumoși. Foarte, foarte frumoși. Soacra mică de acord din prima cu ei? Da. Da. Cum l-ați cunoscut pe el, pe Laur? Păi a venit la Denisa. Și v-a plăcut din prima, v-a plăcut din prima. Vreau să-mi transmiteți ceva acum. Deja e momentul în care puteți să le spuneți ultimul sfat. Ultimul sfat. Să se respecte, să se iubească. Multă sănătate, copii frumoși. Doamne ajută! Să vă trăiască copiii! Mulțumesc! Ce înseamnă să mergeți deja prin jurul lor cu coronița? Ce mireasă! Ce frumos! Și puneți după aia miresică, da? Hai, să rămână! Să ai pe viață fericită! Sunteți prieteni, rude? Prieteni! În seara asta veniți la petrecere? Bineînțeles! Ce spui acum, socru mare? Are emoții mai mari! Am emoții foarte mari! Cum ți se pară împreună? Cum ți se pară împreună? Super! Mare, 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 mare și mai mare! Și frumos și să iubesc pe bune, zic eu! Și zimina-i lasă mare! Laurențiu este foarte cuprins de emoții, trăiește foarte intens ziua de astăzi. Ce-i face? Ce-i face? Îi pune
Coronița! Coronița cu voa! Tortul tău e cu poza ei, tortul e cu poza ta! Da. Care e mai dulce? Amândouă! Aaaa! Bă, ce băiat mișto! Petrecerea am început-o ieri, am dat startul, să zic așa, astăzi continuăm și se arată extrem de promițător. Ce părere aveți despre mirii noștri? Cei mai frumoși miri! Frumoasă mireasa superbă, dar și mirele! Și mirele, special, cel mai top! Moarele astea ce spune soatea mare! Ce se întâmplă acum cu oglinda aia? Ia vină încoace! Ce fac ei în oglinda acolo? Să iubesc pe fața, că sunt frumoși! S-a plimbat doamna cu banii aia, de ce se plimbă cu banii? Așa să punem drept la mire, să văd la bani! Deci sunt foarte bucuroasă că băiatul meu, Laurențiu, devine bărbat, cap de familie și să fie bine în viață. Ce i-ați făcut? I-ați pus floare acum? Da, floarea lui Ginerică. Acum să pune floarea lui Ginerică, să pune beteala. Da, să fie așa, să fie specific la Ginerică. Să aibă beteala cap pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Căsătorie pentru totdeauna. Asta specific. Păi ce faci, doamnă, că pleacă pentru totdeauna? Vă lasă, gata, pleacă la casa lui. Păi se duce, dar vine și la mine. Una, deci tot soacra mare o să mai ducă pe la ei. Vine, ne-i băiatul mama. Evenimentul o să fie foarte frumos după eforturile depuse de mine, de familia mea. Și cred că o să iasă nunta cea mai tare, nunta mileniului, chiar pot spune. 1000 de ani de fericire le urăm și noi mirilor. Și ca să o întrețină cu ceva, Grațiela și Mihai, acești Chip și Dale ai dialogului și muncii în echipă, se apucă de treabă. Ce faci, mă, aici? Dar tu ce faci ce aici? Ce cauți aici? Eu te ții după mine. Muncesc, dar ce eu nu tu știu să muncești? Vai de capul meu. Eu muncesc, tu nu faci nimic. Nu, tu te prefaci că muncești tot timpul. Alo, eu am venit la nașul. Ce cauți aici? Eu am venit să muncesc, eu am venit în locația nașului și la naș. Uite, mă, dar nașul e prieten cu mirele meu, mă. El e prieten cu mire, nu cu mireasa. Dar de unde știi tu? E prieten cu amândoi. A, să trăiți, să trăiți. Bine ați venit, bine ați venit. Uite ce locație aici, ce frumos e. Să trăiască nașul. Să trăiască, să trăiți și dumneavoastră. Da, ești foarte simpatic. Dă-i drumul la mână să pot să fac și eu cunoștință cu nașul. O, Claudiu, încântat de asemenea. E într-adevăr, e prietenul meu, dar amândoi suntem prieteni. Așa, bravo, frate, lume. Deci mă pot lipi și eu de dumneavoastră. Of, mulțumesc, doamne, că ați venit. Am și eu cu cine să fac treaba asta. Of, mulțumesc, doamne. Cu mine, că ea nu prea face. Nu, el se preface că muncește, se plânge tot timpul, o să vedeți că eu nu mint. Iar eu întotdeauna muncesc, sunt fată serioasă și o să strâng multă zestre pentru mireasă. Da, dar din altă parte, ce pot să fac eu ca bărbat așa? Dă-mi ceva, nu știu, e, să ceva de făcut pe mai iarbă. Masculin. Să mai stai întins pe iarbă. Păi hai să vedem ce găsim ceva de muncă și eu sigur găsim. Dați o mătură și o pune între picioare și zboară de aici. Zi, unde hai ne trimiți? Hai să mergem să muncim. Hai, unde? Fraților, da. Dar muncim? Da. Vă rog. Da, hai să mergem. Unde? Nu te băgam în față, mă. Eu sunt prima la rog. Bă, nașule, ce masă frumoasă aici! Doamne, ce locație! Ia și ceva! Mamă, ce frumos e aici! Bă, aici, stai așa! Stai, bă! Nu! Aici stau campioni, aici stă mirele, bă! Nu! Bă, ai fost! Vă rog, hai la muncă! Stai să văd! Ia și mireasa! Da și mireasa, bă! Unde stă mireasa? Poți să stai aici! Bine, una! Bravo! Atât, una și atât! Cum doar mâna? Păi trebuie să iau 10 ca să pot să iau mâna! Auzi, ca să pară mână. Ia lumânarea mână, eu am cupa, sănătate. Ce mi-ai trimis, doamne, sigur, am spus sănătate. Lungă, hai, fraților. Hai, bă, nașule, lasă, nu mai discuta cu oricine, cine mai face? Cine mai face? Aici, stai aici, hai, bă, nașule. Mihai, patru luni, sunt nebunit. Patru luni și o mormântare, că a venit în negru. Eu mor, fraților, eu mor așa. Hai, ce plăc frumoase. Mamă, cum miros, bă, băiatule. Haideți să facem o poză împreună, că e cadru frumos. Nașule, sarmalele, când vii, sarmalele. Tot munca, asta e faină. Sarmalele unde sunt, bă? Hai la muncă atunci. Hai, bă, nașule, ce facem aici? Hai la muncă. Păi, da, haide, să fii poate. Atent. Am spus muncă de bărbat? Da. La tuns gazonul? Da. Ce am spus muncă gazon pentru domnișoare, domnițe elegante și frumoase. Să spălăm ringul. Bravo! Eu unde trebuie să... Tu oriunde, care e pe degeaba? Perimetru? Tot.
tot. Te rog frumos, te pup. Da? Te pup. Pune-o la muncă, să nu stai aici, să bate. Pune-o la... Hai, hai. Hai, mă, să bem ceva să mâncăm. Muncește, mă. Alo, alo. Hai, hai. Bă, stai cu mine. Pleacă de aici. Grațiela, da. Rămâi cu doamna Marcica. Știe tot ce-i de făcut. Vă rog eu frumos, curățenie, curățenie, curățenie. Lună să curățenie, fie. Vă rog eu frumos. Ia uite, pregătită. Vrei să facem ceva ca să știu? Am făcut, dar noi suntem gata. Ah, suntem gata, bravo. Ai tuns deja gazonul? E tuns de noi. Zici că l-am făcut eu. Clar. Da. Pentru ce? M-a ajutat. Cum? Clar. Da, 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 da. Totul e bine. Hai să luăm un loc. Unde luăm un loc? Aici? Aici, da. Fii nou cu acea. Hai să luăm un loc aici. Se pare Miri. Ai mașina de tuns? Da. Bravo. E aproape. Să știi că eu cu mașina de tuns mă descurc. T-am mătuns singur. Asta nu e bine, da. Tu ce faci, căsătorit? Da. Da, bine. Deci cât? 5 ani. Oh, bravo, mulți înainte. Da, păi, meseria asta trebuie. De când ești în meseria asta? De vreo 7. Uitați-vă la mine cum muncesc. Fată serioasă, nu așa. Deci, prima dată mi-am calculat. 1, 2, 3, 4. Astea 4, până în capăt, mă întorc următoarele 4. Adică să fim organizați. Eu... Dacă nu ești organizat... Hai, Grațiela! Că nebunesc din Miri! Din Miri! Doamne. Ne prinde nunta cu Ringu Murdar! Gata, gata, ia uitați! Luna am făcut primele 4 pătrățele din astea. Auzi, vine Grațiela, fii atent, vină cu acea! Vină cu acea! Ia mașina, ia dă-mi față, ia-o tu! Băi, ce e aici, mă? Doamne! Ia uite, mă, oameni! Șeful, te pup! Bă, șeful, am tuns-o de-am înnebunit-o, pe cuvânt, am tuns tot ce se poate. Pe cuvânt, m-am tuns și pe mine, și-am zis, bă, nu se poate, cu mașina nu pot să iau total. Și la milimetru iau, fii atent, uite-te ce iau eu aici, fii atent. N-ai avut în viața ta iarbă ca asta. Să calci gazon, descalță-te. Descalță-te să vezi cum e. Bă, șeful, descalță-te. Scoate pantoful. Gata, fraților, gata. Uite cum e, fii atent ce am făcut eu. Uite-te și tu. Și uite așa dansăm la noapte. Bine, bă, nașule, bă. Pe mine mă pun să muncesc și ei dansează. Nu, mă, păi, dar eu... Păi, dar eu după ce am tuns cu mașina, am tuns cu foarfeca. Am luat fiecare firicel în parte. Mihai, când e vorba de muncă, să știi că nici nu încape discuție. Fuge și iar fuge. Nu muncește aproape deloc. El doar vorbește. Oh. Greu. Greu se câștigă o zestre în ziua de astăzi. Greu. Foarte greu. Doamne. Grațiela, și covorul din față, te rog frumos. Da, acum aduc la covor. Da, am aici o datorie. Gata, am luat-o, doamnă. Mi-a trebuit să vin să iau zestere de la Naș. Asta e, acum muncesc. Ce să fac? Mihai, nu muncește, dar nici nu l-am pus la muncă. Ne-am înțeles foarte bine și cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Pentru Miri, că sunt finii mei, sunt obligat moral și sufletește să-mi împart cadourile cum e mai bine. N-are rost să mai împărțiți, dați-i mie că n-are rost să... O mașină pentru ei și ție o să... Mihai... Păi acum cum nu-i dați-i o mașină? Stai un sac ce pumpi, păi ia muncit să vină Andrei încoace, pe dar nu se poate... Bă, Andrei! Andrei! Unde ești, mă? Andrei a fugit. Cu ăla chiar muncești. Deci asta este cheița fericirii. Pentru că ai două calități. Unu, da. Pentru că mi-ai ținut oamenii din treabă. Da. Doi, pentru că ești prietenul meu. Da. O să-ți dau salonul din cadrul ballroom. Ce-mi dai, salonul ăla mare? Salonul mare. Te pup, șeful. Mamă, mi-a dat salonul mare, bravo. Hai, ia mașina. Cum și fugi. Cum adică mi-am dat mașina asta de 90 de mii de euro? Da, du-te și plimbă-te, Care 90 de mii, uite, ai 60 de mii, că la mâna a doua, mi-a zis mie mai devreme. Nașu, cât costă o mașină așa? Nu mare importanță. Grațiela este foarte pretențioasă când este vorba de a lua. Asta înseamnă să pui suflet în tot ceea ce faci, să pui dăruire, să nu-ți fie rușine să muncești, să dai cu mătura, cu mopul, cu aspiratorul, orice. Munca e brățară de aur sau mașină de aur, nu ca și greierele ăsta. Ce faci, Mihai? Mă duc la nuntă, ce să fac? Ah, cum
mea. Da. Și eu tot la nuntă mă duc. Da, mai muncești o dată, l-ai păcălit până și acum ești mândră. A, serios? Doar da. O dată muncești? Păi da, o dată, da. Păi uite să vezi valoarea muncii mele și valoarea muncii tale. Să văd, asta nu-i valoarea muncii tale, e păcăleală. Una e munca, una e păcăleala. A stat lângă mine, a văzut cum am dat cu mopul, cum am dat cu aspiratorul, prima cât de muncitoare. Prima oară și ultima în viața ta. Mof, Mihai. Hai că mă duc la nuntă, am treabă. Da, și eu tot la nuntă, tot cu treabă. Da, mă, ne vedem acolo. Să câștig. Auzi, ia, mai uite-te un pic așa la mine. Da, zi. Parcă mi-e milă de tine. Da, sunt sigur, ți-e o milă de mine. Auzi, am loc și pentru Lada ta în portbagaj, vrei? Da, mă, fac vrei glume, să te duc eu? Nu fac nicio glumă, serios. Vrei să te duc? Hai, mergi cu mine, hai. Vorbesc hai, serios? Hai, mă, mai repede până nu mă răzgândesc. Zi, mă, vorbesc serios? Foarte serios. Mă, sigur? Hai, da. Hai, măi, drăguță, hai, în sfârșit ești tu drăguț odată, hai. Hai, gata, am venit. Chiar m-am răzgândit. Dă să bag, dă să bag, bă, Grațielo, bă, bă. Stai, bă, stai, bă, stop. Stai, bă, ia-mă, mă, și pe mine, bă. Ia-mă, mă, și pe mine. Uite ce e aici, uite ce e acolo, uite ce mireasă frumoasă, pentru că a venit aici Nicolae Poturos cu toată trupa, e superb, este o nuntă senzațională, se strigă darul ajut! Mirăsică, vino încoace, vino încoace, Mirăsică, cum te-am prins eu pe tine, cum ai mers așa, că nu știu cum să stau cu rochia asta frumoasă, cum ai mers printre toți așa, te-ai dus acolo, ai făcut, ai dresa, nu ți-e greu cu rochia asta? Puțin. Mamă, a început nunta, cum ți se pare? Foarte frumos, o atmosferă foarte frumoasă, foarte... A venit Nicolae Poduros personal și cu toată trupa, o să mai vină și alte surprize. Da. Aveți o nuntă superbă. Mulțumim. E nunta pe care ai visat-o? Da, e nunta pe care ai visat-o. E rochia pe care ai visat-o? Sigur. Casă de piatră încă o dată, te pup să rămână. Vino încoace, unde ai fost? Vino încoace. Cum să lași fata asta frumoasă singură? Am fost la o primire. Unde ai fost? La o primire. La o primire? Da, am înțeles. Domnul Ionuț. Care Ionuț? Ionuț Dolănescu. Dolănescu a venit? Da. Nu o să poate. Și Podgros și Ionuț Dolănescu toți cântă astă seară? Da. Bă, băiatul, ce nuntă și e aici. Și încă cât de surprize. Zi-mi și mie, ce bună s-a mai întâmplat? Bună seara, bună seara. Ce face cea mai frumoasă mireasă? Foarte bine. Da, de ce stai de vorbă cu domnul? Că nu înțeleg. Că se simțea bine. Uite, vezi, cu mine zâmbea cu tine și a schimbat fața. Bravo, domnul, te pup. La urzitul. Mi se pare că i-a schimbat fața. Se cuvânt dacă nu. Nu are era, că are același simbret, era chiar simpatică Mihai. Când vorbea cu mine. Cu tine, mă rog. Nu, tu nu e simpatic. Bă, și pentru că tu nu e simpatic, și nu poți să vezi cât de simpatică este ea. Da. Ce să-i faci? Așa e, Mihai. Ce faci? Da. Cum ești? Cum te simți? Sunt ai venit, tu a plecat și trupa. Domnul Bontos, îmi cer scuze pentru tăs. Vă rog, nu plecați. Am puține emoții. Domnul Nicolae, de ce mai ai emoții? Am crezut că ai scăpat de emoții. Nu stă mult. Nu știu, vreau să iasă totul bine, totul... Vreau să mai văd o dată pupicul ăla, te rog din suflet. Hai să vedem, hai. Bravo! Doamnelor și domnilor, ăsta e numai începutul. Ce o să fie aici? Nicolae Poduros cu toată trupa, Ionuț Dolănescu și multe alte surprize. Cu Doina, cu Doina, cu superba lui soție. Avem o superbă mireasă, avem un superb mire, avem tot ce ne trebuie. Exact. Se strigă darul ajut. Bravo! Petrecerea, după cum vedeți, este un spectacol. S-au adunat, având în vedere că sunt și alte evenimente la această locație, s-au adunat invitați și de la celelalte nunți. Sunt artiști cu nume mare, Ion Dolănescu, Podgros, Ion Palade și mulți alții. N-are rost să strigi tu treaba. Ascultă-mă, te pup. Uite, bă, Ionuț Dolănescu, ce frumos. Bă, mă, deci Nicolae Podgros, Ionuț Dolănescu, dar ce gașcă ai, pe cuvântul meu de onoare. N-am văzut așa nuntă frumoasă, cu așa... Uite acolo, Ionuț, uite ce e acolo. Nu sperăm, sunt sigur că o să facă un spectacol de milioane. Păcat că dânsa strică treaba, cântă și prost.
Bine, nu cântă, așa vorbește ea, are glasul mai ciudat, știi? Asta, da, 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 nu contează. Mihai, da. Auzi, să câștigăm. Cum? Auzi, să câștigăm. Bravo, tu să crezi, dar nu, mai că nu a ascultat pe ea. Îți bagă în cap prostii, îți bagă în cap prostii. Uite, eu nu-ți dălănesc, uite acolo, uite acolo. Hai să lăsăm, hai. Că minte bine când eram în fecior. Iubeam fetele trei zile, le lăsam cu dor. O luam pe drum la poale, lumea mă vedea. Mândruța mie ieșea-n cale și mă săruta. O luam pe drum la poale, lumea mă vedea. Doinița mie ieșea-n cale și mă săruta. O dedicație specială este pentru socrii mici și pentru cea mai frumoasă mireasă, Denisa! Cea mai frumoasă mireasă și tu la cea mai tare petrecere de la Giuni! Busuiu și pe Denisa, Denisa, mami, Denisa, ca o floare din grădină, zâna noastră bună! Busuiu și pe Denisa, Denisa, mami, Denisa, ca o floare din grădină, măi, ascult, ai ajuns mireasă, îți dorim viață frumoasă, să-i primăveri cu soare, să n-ai nicio supărare. Măi, mândră-i tata cu fecior și pe soare și pe nor, însă tatăl cel cu fată, mândru este vremea toată. Socrii împreună tot timpul. Așa, prieteni, foarte sunteți. Bine, foarte bine, am fost întotdeauna și o să rămânem. Bă, dar ce prieteni sunteți între voi, îmi place de mor. Suntem și colegi de muncă. Aaa, și colegi de muncă. Muncim împreună. Aaaa. La aceeași firmă. Dar uite că acum sunteți la distracție. Păi și la distracție tot la fel suntem. Ca și la muncă. Unde vă înțelegeți mai bine, la muncă sau la distracție? Oriunde, peste tot, nu-i probleme. Socru mic, da. Ce-ți place cel mai mult la începutul petrecerii? Îmi place atmosfera, copii, asta trebuie să văd, copii. Hai să vezi ce urmează. Aștept. Socru mare. Am auzit că 15.000 a costat numai cortul. Ei, nu te nu sunt acolo. Dar nu mai contează bani. Mă, da! Noi să fim sănătoși, nu mai contează bani. Nicolae Potrescu, tata trupa, Ionuț Dolănescu, mâncare, băutură. Cât a costat cu totul? Nu mai contează. Asta e nuntă de 100.000 de euro, pe cuvântul meu de onoare, că eu fac socoteala bine. Vorbește lumea. Bă, băia! Bravo! Felicitările mele! Aș petrece așa până la ziua. O dămiceană și urcioane și cu vinișori, cu lăutarii petrec și numai voi. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul că drag să trăiesc. Sus paharul, iubiți prieteni! Trebuie să vă spun că vă admir foarte mult costumele populare. Foarte frumoase și nuntele. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru apreciere. Are tata o fetiță frumoșită cop, cu-i alta ca ea în sat, nu-i doamne noroc. Are mama o fetiță, nu-i alta ca ea, cea mai mândră fată în sat este Denisa.
să muncesc. Are mama o fetiță frumoșită foc, nu-i alta ca ea în sat, zi, Doamne, noroc. Are tata o fetiță, nu-i alta ca ea, cea mai îndreptată în sat, e mireasa mea. Bă, Neașule, a început nebunia, cum te simți? Excelent, asta am terminat stresul. E dăm show, am terminat munca, am terminat tot, ne distrăm. N-am crezut că tu poți să te mai și distrezi, da. Că tot timpul ești obsedat să iasă bine. Da, păi de asta mă distrez, că iese bine. Da, acum doar te distrezi, sper. Da. Ești cu ochii pe mese, pe alea. Da, pe echipă. Dar nu pe echipa mea, nu pe echipa ta. Păi da, bă, dar l-ai pe Andrei acolo, care e da. Ok. Da, așa e, l-am pe Andrei, am bază în el, dar tot trebuie să văd eu. Bă, Neașule, dar e mai bun unde așa să cânte Nicolae Botros, Ionuț Dălănescu, așa oameni mișto? Nu, no, nu. No, n-ai mai bun. Nu, no. Așa oameni de valoare n-am avut. Și n-am avut nici echipa Canal D. Îți mulțumesc. Și uite cum dansează toată lumea. Grav e altceva. De la celelalte nunți vin, se uită la noi la spectacol. Cei de afară sunt de la celelalte nunți? Da. Că vă păsunii care se uită la noi. Da. Azi de la celelalte nunți. Da. Ce avem noi aici? Băiețe! Avem un nou kinder cu surprize. Avem tata. În câte luni? 8. Mai e puțin și gata. Primul copil, al treilea, după 14 ani. Al treilea, după 14 ani. Vă urez ceas ușor. Îmi place că foarte mulți invitați s-au îmbrăcat așa, măcar cu ceva din costumul popular. Cum ți-a venit ideea? Bunica noastră a fost cu ideea asta, de a fi toată familia noastră îmbrăcați tradițional românește. Dar asta e din zona de aici? Nu, e din zona de la Maramureș. Păi și atunci ce legătură are cu locația și mai ales cu zona în care avem nunta? Deci am vrut să fie ceva frumos pentru ceva românește. Ceva tradițional românește. Asta pentru că toată lumea a venit din Anglia sau din Italia. Da. Ca să fie totul românesc. Să fie românesc. Tu unde stai? În Londra? Da, în Londra stau. Muncești de acolo? Da, muncesc acolo. Dar tu ești... Ești rudă, nu? Sau cine? Eu sunt fratele Emilului. De ce nu spui, mă, frate? Mă uitam la tine, zic, cu cine semeni? Cu mirele. Am ales să ne îmbrăcăm în costume tradiționale, deoarece și muzica este populară și am vrut să ne asortăm. Văd că ai o salvă, zic corect, că e salvă? Da. E foarte frumoasă. E veche sau e nouă? E nouă. Vreau să vă pantofi. Te-ai luat pantofi comod sau cu toc? Cu toc! O să-mi arăt toc. O să reziști în țara asta pe tocul? Da. Vreau să te întreb, vrei să facem echipă pentru mireasă? Da. Să câștige mireasa în țara asta? Da, să rămână, să rămână! Bună seara! Am vorbit cu soțul un pic mai devreme. Da. Și apreciam faptul că v-ați îmbrăcat în costume tradiționale, populare. Da, îmi place. Voi trăiți în Anglia? Da. Și ați venit special pentru o nuntă? Da. Și plecați înapoi? Da. Dar mirele merge și el acolo, tot acolo stă? Da. Stați împreună? Da. Cum e viața în Anglia pentru un român? Pentru român? E o viață destul de lejeră. Hai să pun că oriunde te duce. Și îți permite orice față de români. Practic acolo munciți, aici vă distrați. Da. Nu e greu? Cât stați acolo fără să vă vedeți familiile, prietenii? Majoritatea mea vin familie, sunt în Londra. Da? Ce mâncați acolo în Anglia? Mâncați și mâncare românească? Mâncați tu faci de mâncare? Ce? Orice. Orice?
Am văzut că arată bine soțul tău. Bună seara, bună seara! Bună! Cum e la petrecere? Super, o atmosferă minunată! Vă știi că ești foarte frumoasă și foarte elegantă! Mulțumesc! Ai o roche superbă! Ai niște ochi superbi! Sunt foarte mulți de la Londra, pentru că acolo lucrează Mirele Trăiește. Nașul, unul din nași era la Londra, acum pleacă la Dubai. Dar mai sunt și alții care stau în Italia. E o combinație de români plecați să muncească, pentru că acolo muncesc mai bine, fac mai mulți bani. Așa se întâmplă, nu e vina lor. Important e că vin aici să facă nunta, vin aici să se simtă bine, vin aici să se distreze. Și până la urmă, tot români sunt și asta arată prin ceea ce fac. Și prin faptul că astă seară poartă costume populare. E super. Și cântă Ionuț Dolănescu! Vreau să felicit socrii mari, adică socrii mei, pentru acest eveniment minunat, care a ieșit ca un spectacol. Pentru că suntem prieteni de ceva vreme, să fie câți ani? Mă, prieten, păi noi suntem prieteni de mici copii. Bine, eu sunt puțin mai mare decât tine, dar mi-aduc aminte când tatăl meu, regretatul Ion Dolănescu, Dumnezeu să-l odihnească, mă ducea la Teatrul Constantin Tănase ca să o văd pe mama. Mama. Da. Și așa că am crescut sub ochii mamei tale și o îmbrățișez cu drag și sărut mâna și doresc multă, multă sănătate, pentru că de fiecare dată vorbește foarte frumos la adresa familiei noastre și mai ales de mine. O iubesc și o prețuiesc enorm și Dumnezeu să-i dea sănătate, care așa un băiat minunat, prietenul meu Mihai. Pentru că și eu și el am crescut lângă părinții noștri, eram acolo în culise, da. Sau depinde unde era, că nu neapărat la teatru, că mari erau artiști. Și alte spectacole. Alexandru Arșinel, Naile Zărescu, Vasile Morariu, Puiu Călinescu, că mama juca cu Puiu la Tănase. Oh, da, cu maestru, da. Puiu, cum să nu. Și la Tănase, și la Boema. Și de, acolo fiind noi mici, acolo pe lângă, ai cam învățat și noi ceva. Doamne, da, Alexandru Rulescu, bineînțeles, prietenul casei, da, da, maestru, da, Rulescu, da, s-a dus acolo, da, de curând. Da. Asta e mare actor, nu cred că această țară va mai avea curând asemenea actori de comedie, de revistă, de teatru, de mari, irepetabili. Dar ce cauți tu aici acum, iartă-mă că... Păi ascultă-mă un pic să strigă, da, darul, să strigă darul, pentru că mirii ăștia senzaționali au adus ce trebuie. Sunt niște oameni extraordinari. Tu te știi cu ei înainte? Da, i-am cunoscut la Londra. Am avut o suită de spectacole la Londra, da, pentru diasporă. Cu prietenul nostru Axinte, cu Jean de la Craiova, cu, mă rog, cu cine m-am mai nimerit. Eu am cântat de multe ori la Londra. La un moment dat mă duceam aproape săptămânal și acolo i-am cunoscut, sunt niște oameni absolut deosebiți și maestrul Nicolae Botgros a mijlocit venirii noastre în această seară aici la Giurgiu și mulțumesc din suflet maestrului Botgros, că este o mare plăcere pentru mine ca om, ca artist, să cânt cu această minunată, formidabilă orchestră Lăutari. Este o nuntă de vis, de pomin, aș putea să o numesc, și le doresc din toată inima lui Laurențu și Denisei casă de piatră, fericire și noroc, cum se spune, să dea Dumnezeu să jucăm și la botez. Doamne ajută! Să strigăm darul și la botez. Și nu numai la unul, la mai multe. Hai să spun eu, să-ți dau o bombă acum. A. Uite, săptămâna viitoare, știi că eu sunt naș de profesie. Da. Da. Tatăl meu, Ion Dolănescu, avea peste 1000 de fiini cu nuanți și botezați. Da. E bine, săptămâna viitoare sunt naș și cine crezi că-mi cântă? Cine? Tavi și Emma, Tavi Colin Band. Eu strâng zestre pentru mire, așa e. Eu pentru mire, grație la pentru mire asta. E normal, fiecare e pentru el. Dă și mie ceva zestre, că dau tu ceva ai din. Să... Fii atent, mire am primit. Ca între prieteni, 50 de lire, nu? Poate mai ai ceva acolo. Mai am și eu de plătit lecții la copii. Trebuie să termin casa lui tata, adică... E destul, știi ceva, e bine. Las că e bine. Transmite-le ceva mirilor noștri. După ce ai făcut super show, mai spune-le ceva din partea ta, să le meargă bine în viață. Doamne ajută, dragi prieteni, vă îmbrățișez. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o aici. Mulțumesc maestrului Nicolae Butgros. Mulțumesc lăutarilor de la Chișinău. Mulțumesc soacrei mari, prietena mea, doamna Camelia de la Londra. Vă iubesc și Dumnezeu să vă dea copii sănătoși și frumoși și norocoși. Sincer să spun, am fost la multe nunți, dar ca aceasta niciuna. Pe bune, m-au fascinat muzica, meniurile, ținuta mirilor, extraordinar. Hai,
sprintene la joc. Pe cine-i sprintene la joc? Lângă mine-și face loc. Acum e acum. Să-l văd pe Mihai, pe Grațiela. Acum e acum. Ia auziți. Păi cine-i sprintene la joc? Lângă mine-și face loc. Păi cine nu știa juca? Asta și s-a uitat. Și sper să rezistăm. Așa. Ești plină de viață. Dansezi de când a început nunta. Nu obosești, nu obosești. Niciodată la asemenea petrecere. Dar mi-a zis și Nașu că asta distrează și el în sfârșit și că nu mai interesează nimic, oricum iese bine. Așa este. Și a fugit. Pentru că el are, se organizează ca totul să fie bine pentru noi. Deci, practic, bărbatul o lasă pe femeie să distreze și el muncește. Familia perfectă. Mă, Nașe, te-ai băgat bine cu Nașu. Întotdeauna, știu ce talent. Cum ți se pare nunta de astăzi? Ați mai avut așa atmosferă? Aveți oricum atmosferă la nunțile voastre, dar parcă azi e și mai și. Când suntem alături de ei, noi, ca și organizator, întotdeauna sunt cele mai reușite petreceri. Și tu ai un fel de salvă la gând. Foarte frumoasă. A ta, cam cât valorează? Păi, este... este net. E aproape 1800 când am cumpărat-o eu. Aia e gramul mai ieftin. Ești împreună cu cineva sau singură? Cu soț. Cum te împascuiești? Ea e fetița voastră. Ceva? Ce? Uite, stai acolo cu fața la cameră. Și spune, mami e frumoasă? Mama ta e frumoasă? Nu! Cum nu? Uite cât e de frumoasă! Nu e frumoasă! Dar tu ești frumoasă? Eu, da! Ce-am auzit eu astea? Mi se pare super, avem doar artiști de mare valoare, băutura este super, mâncarea la fel, deci nu avem nimic de comentat. Totul la superlativ. Ce faceți, fetelor? Cum petreceți? Foarte bine! Foarte...
Ia ardeiul și mănâncă-l tot. Nu! Mă bucur că o avem alături de noi, pe Grațiera și pe Mitoșeru, pentru că ne-au asigurat o petrecere reușită. Da, așa mare, profit și eu de prezența ta și cer și eu așa niște, niște zestre. Păi, ce băgăm și noi în lada de zestre? O curgel, un cățel. Da, poți dau tot sporci, Caria. Cât sporci? Cât? În jur de 20. Bun. Să le oferim o mașină nou-nouță. Le dau tractorul. Tractorul. Avem tractor. Păi, normal. Tractorul produce bani. Mașina consumă bani. În valoare de cât să fie tractorul? 10.000 de euro. 10.000. Deci, de la Nașa Mare, pe nume Liliana. Pe nume Liliana, avem așa 20 de porci și un tractor în valoare de 10.000 de euro. Ați castrați porcii? Da, nu, și castrați și ne castrați. Păi nu ne trebuie castrați ca să facă pui. Le dau și 3 hectare ca să aibă ce să lucrezi. 3 hectare de pământ ca de pământ, normal. Da, da. Doamne, păi trebuie. Ce minunăție că te-am invitat la o porție de sarmale. Exact. Asta da noroc pe mine. Consider că va câștiga Mihai Mitoșeru. Prestație o amândoi, însă Mitoșeru mi se pare că este mult mai activ și mult mai implicat. Îl avem alături de noi pe maestru Nicolae Bodgros. Ce faceți, maestre? Aproape nimic nu fac, cânt la o nuntă. Și ne bucurați pe noi și bucurați toți nuntașii. Da, bineînțeles, orice nuntă, orice eveniment pe care l-am avut în viața mea a fost o bucurie pentru sufletul meu, pentru așa mi-o dat Dumnezeu, mi-o hărăuit de sus ca să aduc bucurie în sufletele oamenilor. Eu mă bucur foarte mult că aici, la Homocea, suntem acum la Azu, dar oricum vorbesc despre Homocea, fiindcă la Homocea cântăm mai mult de 40 de ani. 40 de ani în urmă am cântat prima nuntă și mi-a lăsat o impresie extraordinară. Acești oameni deosebiți, cu suflet mare, care iubesc muzica populară, în deși muzica populară se vorbește că la etniile noastre, mai ales la romi, se cântă foarte multă muzică țigănească, multă muzică manele și așa mai departe. Aici m-am regăsit pe mine. Eu am venit, Nicolae Bodgros, împreună cu orchestra la Otare, să cântăm folclor. Tata, Dumnezeu să-l ierte, m-a dus, m-a luat la nunț de la 7 anișori. De la 7 ani eu sunt cu oamenii împreună. N-am cum să nu iubesc, fiindcă oamenii care îți prețuiesc munca, îți prețuiesc talentul, trebuie să iubești. Câți ani de căsnicie ați avut cu soția dumneavoastră? Fără 2 luni jumătate, 50 de ani. Wow! Vorba aceea, până când moartea ne desparte. Va despărți. Și acum ne bucurați pe toți cu dragostea pe care o mai aveți, inclusiv pe noi doi, și vă mulțumim mult. Eu de tot. Eu vreau să vă cuprind pe amândoi și vă doresc multă sănătate. Vă mulțumim! Artiștii sunt minunați. Nu i-am mai întâlnit niciodată în realitate. Îmi face mare plăcere să particip la acest eveniment alături de dânsii. Am o veste pentru tine, nu știu cum o iei, dacă e veste bună sau veste proastă. Poate să fie bună să mai stai un pic liniștit să te odihnești, sau proastă că nu poți să stai și măcar o secundă fără mireasă. S-a furat mireasă. Aoleu. Da. Nu știu cine a furat. Niște fete bănuiesc. Și cum o să cred că a plecat și colega mea. Mă rog, dânsa. Dar ție la să ține de rele în seara asta. Ea să ține de rele tot timpul, nu în seara asta. Vrea să ne facă, să ne facă pe la spate. Ea tot timpul vrea să ne facă pe la spate, dar nu poate. Ascultă-mă un pic, ce facem? Dăm banul? Păi cine mergem, mergem și o răscumpărăm pe mireasă. Dar nu știu unde s-a dus. Păi și mai bine așteptăm să vină ea, eu știu unde s-a dus. Căutăm pe cineva care a căutăm văzut de nebune, un indiciu, așa? Dăm ceva. Dar dacă vin ele, sau cine a furat mireasa, mă rog. Dai tu banii sau nașul, sau cine trebuie să dea banii? Nu-i problemă, eu dau banii. Tu dai banii? Da. Bravo, ca nu-i să știu. Că de obicei dă sau socru, sau nașul, sau mirele. Mirele, tu. Eu. Mirele, dar vrei să o iei? Cum să nu? Bravo. Atunci să o așteptăm, ce vrei să faci? Nu? Ai mâncat ceva? În seara asta mai puțin, ca să fiu mai lejer. Știi ceva? Hai să mâncăm până vin ele, nu vrei? Da. Hai să mâncăm ceva, hai. Am venit cu mireasa mea la mireasa ta! Da? Mulțumim frumos! Uite, ai acum 2 mirese, ce zici de treaba asta? Zic, o prefer pe-a mea, dar e bine primită și aici. Normal că o prefer pe-a ta, pentru că pentru tine este cea mai frumoasă. Ce faci? Cum te distrezi în seara asta? Emoționată, foarte emoționată. Păi de ce n-ai scăpat de emoții? Încă nu! Dă-mi emoțiile tale! Dă-mi-le, dă-mi-le!
pus aici în buzunar. Eu zic să mergem și să dansăm, să ne distrăm. Haideți! Am venit combinată, m-am făcut cu două. Stai așa, de mai aranja, îți dă bine și-n cămașa mea. Într-o rochie de seară, într-o rochie de vară, ce frumoasă domnișoară. Stai așa, nu te mai aranja, îți dă bine și-n cămașa mea. Și-ntr-o rochie de seară, și-ntr-o rochie de vară, ce frumoasă domnișoară. Mireasa, mireasă lor, mă pulsa marmi. Dacă te duc la Dubai, te fură în arabi. Mireasa, mireasă lor, mă pulsa marmi. Dacă te duc la Dubai, te fură în arabi. Te-ai distrat fără mine, m-ai lăsat singur, eu îmi făgeam griji și tu te-ai distrată. Eu n-am vrut să mă duc, fetele m-au luat. Eu le-am spus că nu vreau. Ne-am supărat. Ce facem? Am mâncat și fritura, am mâncat și sarmalele, am mâncat 70 de feluri de mâncare. Mireasa tot n-a venit. O mai luăm? Cum să nu luăm? Trebuie să găsim o variantă. Bă, dar orice s-ar întâmpla, tu iei de ce place, s-ar... iubești de nu, nu se poate. N-are deci cum mai să tare plece. Decât o iubești, tu nu iubești nimeni pe nimeni. N-are cum să mai plece de aici. Ai și tu dreptate. Dacă ne cer bani mulți, ai la tine? Nu-i problemă. Opa. Depinde. Ia uzi, sau de gălăgie. Eu zic că au venit. Fetelor, fetelor, multă, multă, multă gălăgie! Și mai tare! Cine e cea mai tare? Mireasa este! Bravo, uite, s-a aproape 7, e bine. Bună seara, bine ați venit! Suntem aproape 7, dar facem cât 100. Da! Cât 100 de femei, știi melodia aia lui Pepe? Ce doriți, ce doriți? Noi dorim să vă doriți să ne dați ce ne dorim. Noi ne dorim mai mult victoria. Da, declarație de dragoste, că el poate să facă, că o iubește mult. Aplauze, bravo! Nu ne mulțumim cu declarația de dragoste. Noi vrem altceva. Da, ce mai vreți? Niște flotări. Flotări. N-am la mine. Pe tine nu mă batam oricum. Îl pui pe mine îmbrăcat așa frumos să facă flotări. Pentru mireasă oricând. Nu azi, contează azi. Cum ești îmbrăcat, Hai. Cam câte poți? Aproape una. Să o vedem și baza. Aproape jumate. Aplauze pentru mirele nostru! Încercăm? Aș dori și o declarație de dragoste. Bravo, 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 asta da. Și o flotare. Fac eu pentru el, te rog eu frumos. Îl lași, Laurențiu? E îmbrăcat prea frumos. Îl lași? Eu am costumul ăsta de acum 2 ani. Bine, dacă faci tu flotări. Da, pentru mire fac orice. Te rog frumos. 100 de flotări, Mihai Nitoșelu! Ce sunt, mă, Dorian Popa? 3, 2, 1 și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 9, nu? Ce, nu, cum nu merg, mă? Nu, nu, așa, să nu merg. Cum nu merg, mă? Și acum cel mai important, declarația lui de dragoste. Corect. Te rog. În genunchi, auzi? Așa, cu tot cu costumul ăsta nou frumos, se poate. Așa. Din prima zi când te-am cunoscut, a fost dragoste la prima vedere. Te iubesc. Și eu te iubesc. Bravo! Aplauze pentru mirii noștri! Bravo, bravo! Tradițiile au fost făcute așa cum se fac la noi, cu mare interes și foarte emoționante, mai ales pentru miri. Doamnelor și domnilor, premieră absolută! Chiar dacă suntem pe finalul acestei nuni superbe, valsul mirilor acum! Mirile toate se sting și mii de artificii se aprind. Mâinile noastre încet se cuprind, iar tu ești cea mai frumoasă. Fericire în ochii tăi citesc amintiri cu primul te iubesc. Pentru noi visele se împlinesc. E seara noastră, azi am legat inima ta de inima mea și promit să am grijă de ea. Te voi iubi și cu tine voi sta. Pentru totdeauna, azi am legat.
ceva. Aplauze! Cum veni într-o viață te aștept, fără tine eram incomplet. Tu și eu, tabloul perfect, azi e ziua noastră. Cam banal poate suna clișeu, jur să fiu lângă tine mereu. Împreună pe viață, dulce pedeapsă, să fim amândoi la bine și greu. Azi am legat inima ta de inima mea și promit să am grijă de ea. Te voi iubi și cu tine voi sta. Sunt foarte fericită pentru fratele meu, Laurențiu, pentru că și-a găsit alea sa, pe Denisa, niște mire extraordinare. Și uite, așa am ajuns la strigarea darului, care vine după dansul mirilor. Dacă știam, făceam strigarea la început, ca să fie totul invers. Nu contează, important e că am ajuns aici și e o nuntă superbă. Dar hai să vedem ce am strâns eu, ce a strâns Grațiela și să vedem cine câștigă. Păi cine să câștige? Mireasa câștigă, stai, normal, mă, stai, corect? Mă, stai, câștigă Mireasa! Câștigă Mirele! Hai să spun ce mi-a dat nașul Claudiu în prima fază, da? Doar așa, de început. Așa, ceva subțire. Mi-a dat așa, mi-a dat un cor de evenimente pentru Mireasa mea! Aplauze și gălăgie multă, 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 multă! Un ce ți-a dat un cort? De evenimente. Păi nu, ți-a dat un curs, te duci tu în vacanță. Mi-a zis că mie îmi dă salonul mare, cel mai mare pentru ei, care costă o groază de bani acolo. Aplauze pentru nașu, bravo! Nu există salonul mare, cel mai mare. Ba, da, mă. Asta e invenția lui Mihai. Toate saloanele nașului sunt mari și frumoase. Da, da, na, la intră cei mai mulți. Nu e adevărat. Nașu. Și face cei mai mulți bani. Nu este adevărat, cu toate. Cu toate face, da, mă, cei, dar mai mulți cel mai mare face cei mai mulți. Hai să vezi. Da. Bun. Zii, ce mai strâns? Atât ți-a dat ție? Da. Păi nu, stai să vezi. Că am mai luat ceva de la el. Ce? Am luat așa. Pentru mireasa mea. O mașină în valoare de 90.000 de euro. Aplauze! 90.000? Păi la mâna a doua, nici 9 nu-i 90.000. Cum? Nici nouă nu costă 90.000. Așa este, Mihai. Tu nici măcar n-ai intrat într-o mașină de genul ăsta. N-ai cum să știi, n-ai cum să apreciezi. Nu știi ce înseamnă o mașină de calitate, elegantă, cu piele înăuntru. Eu muncesc, eu mă duc și cu căruța, măcar să muncesc. Păi ai față de căruță, ce să zic. Eu am luat de la Cosmin, prietenul celor din formația de dimineață, o mașină. E adevărat că nu e chiar așa de valoroasă, dar costă, nenică, 15.000 de euro. Aplauze! Ce-ai făcut? Te-ai desumflat? Da. I-ați luat am învățat de la tine. Ce faci, mă? Pardon, iartă-mă, încercam să te imit. Ce făcea? 15.000 de euro. Dar ce are, mă? Vreau să zic așa. Vreau să o chem lângă mine, pe nașa Lili. Și în prima fază vreau să spună ea ce mi-a dat. 20 porci. 20 de porci! O, atenție! Pentru tine. Și nu sunt castrați. Nu aia, pentru mine. Să nu zici că vrei să-i... Da, nu pentru mine, pentru mireasa mea. Ce mi-a mai dat nașa? Un tractor. În valoare de 10-15.000 de euro. Aplauze pentru nașa Lili! Încă ceva? 3 hectare de pământ. 3 hectare de pământ! Aplauze! Băieții din trupa lui Coșu astăzi au fost senzaționali, dar mi-au dat și niște bani pentru tine. Le zic așa repede sumele astea, pentru că băieții au fost minunați. De la Alex 1.000 de euro, de la americanul 3.000 de euro, de la celălalt băiat 5.000 de mărci și de la Coșu încă o mașină de 10.000 de euro. Aplauze! Bun! Pac, țac! Acum vreau să spun așa. Zi. Vezi ce am la gât? Da. Îți place? De unde l-ai furat? L-am primit și... Și l-a dat cineva să scape de tine. Uite, îl îmânez Deniței de la nașu Vlăduț. Aplauze! Bravo!
Eu de la nașul care trăia la Londra, dar se mută la Dubai. Uite, nașii aici sunt ei nașii. Ei pleacă de la Londra la Dubai. Vacanța voastră, adică luna de miere, o vacanță la Dubai din partea nașilor, aplauze! Frumos? Dubai? Da, Dubai, frumos, foarte îți frumos. Și ție poze. Iar, acum, atenție da. Mare. De la tata socru mic, de la mama soacră mică, vreau așa puțin atmosferă. Uite, vezi cum vezi la data? A. Pe filmare am deschis-o. Așa. Și n-are nimic. Acum nu are nimic pentru că deja am strâns eu banii. Era prea periculos să-i las aici în ladă pentru că tu-i vedeai și imediat îi luai. Așa. La data un sfert plină cu bani! Aplauze! Și unde-s banii, mă? I-am adunat. Bă, tu visezi că nu e niciun leu. E bine, o să vezi tu pe filmare. Mai lasă visurile deoparte, că eu nu visez, eu vorbesc real. Și la mine? 50 de euro de la Dolănescu, caută-i tu. Atât a avut, atât mi-a dat. Aplauze pentru Ionuț Dolănescu, a cântat mișto. Aplauze! Caută-i, mă. 1, 2, 3 și... Ține mult, mult, mult de, mult, mult de tot. Ține mult. 3, bă, tu vorbești 2, cu bărbată, tu cum ține 1 mult? Și forță! 1, 2, 3 și... Eu zic așa, Mihai, uită-te în lădița ta, da. Bagă capul acolo să nu-l mai scoți de rușine, pentru că noi suntem campioni! Campioni! Ole, ole, așa, dacă uite, așa strigă tare. Campioni! Normal. Campioni! Hai să vă arăt cum să strigă asta. Ole, campioni! Campioni! Ole, ole, ole! Campioni! Campioni! Ole, ole, ole! Hai că m-am plictisit să te bat. Auzi? Tu ce zici? Am pierdut sau cum? El într-adevăr a câștigat o mireasă superbă, un suflet superb. Ia stai mă așa, strigă tu singur, mirele, că strigi, ai forță. Mirele, zi tu. Mirele, mirele. Ce-ai făcut mă până acum? Stau ca prostul aici și tu nu țip? A țipat mireasa de două ore. Mihai, recunoaște că mireasa mea e învingătoare. Da, mă, că a tăcut. Că să nu faci așa de acum încolo toată viața ta. Să țipi și tu, dacă ții pe ea. Da? Aplauze pentru mirii noștri, chiar dacă a câștigat ea. Aplauze și pentru mire, și pentru mireasă, și pentru toată cașca frumoasă. Și pentru voi aplaudați, că sunteți minunați. Cei mai tari invitați, aplauze, bravo, bravo. Nu ne așteptam să iese chiar așa bine. Și nu că a ieșit bine, a ieșit super mega bine, cum ne-am dorit, că am visul nostru, cum am visat noi când ne-am cunoscut. Mai vorbeam despre căsătorii abureli. Visam de atunci. Uite că visul nostru după câțiva ani s-a îndeplinit.